Regimul Voronin a ales calea intimidării și a abuzului pentru a curma protestele de la începutul săptămânii. Persoane în civil au atacat și au reținut manifestanții izolați de pe străzile secundare. Iată un material filmat de colegii de la televiziunea pe internet, Jurnal TV din Moldova. Veți vedea cum demonstranții sunt urmăriți de civili și cum sunt arestați cei care rămân singuri. A reținut mai mulți minori care s-au pornit, și minori erau printre ei, s-au pornit să cumpere apă. Au venit la noi și spuneau că i-au luat din mijlocul drumului, le-au luat, i-au bătut, i-au urcat în mașină și numai ce au plecat mașina. Unde băieți? Arată, te rog. Unde băieți? Arată documentele. Domnișoarele care au filmat. Unde băieți? Unde băieți? Unde i-ați dus? Arată documentul. Stai. Suntem de la televiziune, Jurnal TV. Pui zici, am poate și ești filmează, da? Da, eu plec. Ok, numai nu trageți. Eu plec, numai nu trageți. Pui repede, poate și. De ce? De ce sunt cu grete? Vă rugați frumos, vă rog. O să trageți în mine? Vă retrage, vă rog. Luați dintr-o zonă în care nu erau manifestații, da? Era o zonă undeva în spatele guvernului și ați văzut, era liniște acolo. Vladimir Voronin știe oricum că face o porcărie care va rămâne în istorie. E perfect conștient de asta pentru că joi și vineri, principala preocupare a forțelor de ordine a fost să identifice, să intimideze, să agreseze și să expulzeze toți jurnaliștii independenți din Moldova, fie români sau moldoveni. În două zile, posturi ca Antena 3, ProTV, Realitatea TV, TVR
și Radio România Actualități, toate au avut corespondenții agresați la Chișinău. Jurnaliștii moldoveni de la puținele ziare de opoziție au fost amenințați, răpiți, loviți, ca să înțeleagă cine e stăpânul. Corespondenții din România au fost expulzați sub pretextul că nu aveau vize. Cel puțin altor 18 jurnaliști români li s-a interzis să intre în Moldova. Echipelor Reuters, CNN și BBC, de asemenea, li s-a interzis accesul în Republica Moldova. Ca atare este evident, regimul Voronin se dă de ceasul morții să nu se afle ce face Moldova. Miercuri au început problemele, iar joi deja concluzia era clară. Jurnaliștii de orice fel, în special cei români, deveniseră ținte pentru regimul controlat de Vladimir Voronin. Tot joi, în plină zi, sute de oameni au fost ridicați pe stradă, duși în sediile serviciilor de la Chișinău, interogați, acuzați uneori chiar de subminarea statului și lipsă de probe, eliberați. Primii corespondenți din România care au avut probleme serioase la Chișinău au fost cei de la Antena 3. Dan Nițescu, Petru Târguță și Victor Alexandru au fost intimidați de regimul represiv de la Chișinău. Au fost căutați la hotel de faimoși, deja oameni în negru, au primit SMS-uri cu informații suspecte, li s-au propus să anonim subiecte și deplasări dubioase și au aflat din presă că sunt căutați de poliție. După evaluarea situației, redacția a decis că ar fi mai sigur ca ei să părăsească teritoriul moldovean. Corespondenții noștri s-au refugiat în sediul misiunii OSCE Chișinău și după ore tensionate cu informații contradictorii, au reușit să părăsească teritoriul Republicii Moldova. În acest moment nu știm unde ne îndreptăm, practic, primim telefoane de la București, primim telefoane din România. Șoferul nostru acum așteaptă un telefon să ne spună mai exact unde trebuie să ajungem. Știm că suntem căutați, dânsul a primit un telefon în care îi se spune că e necesar ca încă să ne plimbăm. Totul se poate organiza. Ei, acum a propus că dacă mergem la Vama direct. Deci o să mergem direct la Leușeni. Ce s-a întâmplat? Situația se schimbă din minute. Am început să mă sune numere private, îmi scrie lipsă număr. Deci nu mergem la Leușeni. Când au ajuns în siguranță la graniță, însoțiți de reprezentanții OSCE, o altă echipă de jurnaliști avea probleme. Evgenia Chironaki și colegii ei de la Realitatea TV erau săltați de la hotel de poliție și duși imediat la comisariatul din Chișinău. Poate le dăm 2 ani de închisoare, poate nu e bine să ne punem toată Europa în cap, haide să-i împușcăm, a auzit din gura polițiștilor la un moment dat ziarista. Cineva urla îngrozitor din camera alăturată. Cineva poate că se simte rău, i s-a răspuns ironic. În aceea seară, echipa ProTV de la Chișinău a fost agresată, iar în dimineața de vineri, 2 corespondenți ai Radio România Actualități au fost prigoniți tot din Chișinău. Corespondentul TVR în capitala moldoveană, Doru Dendiu, era în acele momente și el arestat. După 6 ore, a fost eliberat. În urmă cu 5 minute am vorbit cu Doru la telefon, mi-a spus că a fost reținut, anchetat și în acest moment este liber. Era, aș spune, cumva în stare de șoc. Nu mi-a dat mai multe amănunte, mi-a cerut câteva minute de gaz să se liniștească. Dacă nu știți primul zilei, a fost reținut la ora 12.35, după ultima intervenție în jurnalul Televiziunii Române, intervenție telefonică, și apoi nu a putut să intervine din nou la 14. Fratele lui Petru Târguță, Ion Târguță, corespondentul Antena 3 rămas să transmite din Chișinău, fusese și el arestat împreună cu Doru Dendiu. Nici măcar n-a apucat să-și anunțe redacția. A fost eliberat după 6 ore. După ce am băut un ceai, a ieșit unul la sus, ne-a urcat într-o mașină și a fost dus la departamentul crimă organizată. Nu ni s-au dus cel puțin mie, pentru că pe dinul nu l-am mai văzut, decât doar o dată pe un coridor. Nu ni s-au dus nicio acuzare și abia acum 10 minute ne-au cerut să scriu o explicație despre ce am făcut în zile de 6-7. În aceea zi, Rodica Imahu, o stimabilă doamnă de 60 de ani, redactor șef la jurnalul de Chișinău, forțele represive îi aplicaseră aceeași rețetă. În momentul în care am fost apucată și mașina așa împinsă în mașină, mi s-a făcut la un moment dat rău. Și i-am rugat să deschidă geamurile, pentru că aveam o insuficiență de oxigen, așa, chiar și acum nu mi-am rezolvat.